stai relaxat cum vrei tu, poți să stai și în fund, poți să stai și pe spate, nu contează. Ok? Cum îți este bine, cel mai bine. Ideea este ca să mă auzi și să-mi răspunzi, da? Acum foarte bine să înțelegi tot ce zice, da. Ok? Bun, perfect. Aici să știi că virgulă contează foarte mult, deci să-mi spui absolut tot. De cât noi doi mergem acolo, da? Perfect. Bun. Uite, acum dacă tu vrei, închide ochii. Închide ochii. Și acum imaginează-ți că te duci exact unde este Superman. Ești doar tu și el acolo. Dacă tu nu te duci acolo, el o să fie în mare pericol. Tu ești salvarea lui, tu ești ajutorul lui. Ai ajuns acolo. Este atât de simplu. Da. Perfect. Spune-mi cum este îmbrăcat Superman acum. Are acea uniformă albastru cu... Albastru. Perfect. Excelent, Ionuț. Acum mergi la el și întreabă-l cât de mult vrea el ca tu să-l ajuți, cât de mult se bazează pe ajutorul tău. Și ai foarte mare atenție, vezi că niște nave extraterestre o să vină să atace Pământul. Doar tu cu Superman poți să-l apărați. Ok? Ai fost acolo. Bun. Excelent, Ionuț. Spune acum, te rog, ce faci? Unde mergeți voi doi? Da. Mergeți acolo amândoi și să-mi spui exact ce se întâmplă cu acești invadatori care îl supără pe Superman. Să-mi spui cum îl ajuți tu. Descrie absolut tot ceea ce se întâmplă acolo. Ceea ce vezi tu e atât de simplu pentru că tu ești acolo și doar tu poți să vezi acel lucru. Superman omoară pe enemigi. Da. Foarte bine, excelent. Continuă, te rog. Pentru că ăia vreau să-i destruiește ierea. Perfect, super. Tu ce faci în acest timp? Ajută-l neapărat. Deci, gândește, contează doar pe tine și atât. Tu ești puterea lui. Trebuie să fii acolo să-i ții spatele. Ce se întâmplă? Că l-a atacat. Da. Și l-a luat. Super, nu contează. Arată-mi cu mâinile ce se întâmplă, cum faci, cum vă zbateți, ce faceți. Ești acolo, în mijlocul acțiunii, nu? Spune-mi tot ce vezi și ceea ce faci. L-am trecut Superman. Da. În planeta lui. Da. Continuă. Perfect, excelent, Ionuț. Continuă acțiunea acolo și spune, iar tu te urmărești ce faci în acea acțiune, iar eu să-ți spun mai departe ce trebuie să faci. Continuă, ajută-l pe Superman, dă-i cu pumnul, dă-i cu mâinile. Tu ești ajutorul lui, ok? Perfect, continuă acțiunea, iar eu o să spun mult mai multe chestii. Și cu fiecare zi o să te simți din ce în ce mai bine și cu fiecare zi te vei simți din ce în ce mai sănătos. Puterea ta de reușită este nelimitată. Exercez zilnic și te bucur de aceste rezultate. În fiecare zi dimineața te trezești plin de viață și te bucur cu fiecare clipă cu care te trezești. Spune-mi ce mai faci, ce mai face Superman acum? L-am nivelat eu. Super, excelent. Și vei vorbi mult mai bine dacă nu-i acolo, Ionuț, și comportamentul tău va fi foarte calm și te vei purta foarte frumos cu toți cei din jurul tău. Nu vei mai minți, nu te vei mai înfuria, nu vei mai fi încăpățânat și nu o să mai fur bune. O să-ți iubești și părinții și colegii și absolut tot. Spune-mi acum ce face Superman
mai poate să reziste, ține-i spatele, ține-i, tu ești acolo cel mai puternic dintre ei și trebuie să-l ajuți. Continuă și spune, unde sunteți acum? În planeta carilor captură. Excelent, super, continuă, te rog. Ce se întâmplă? Și după aia am venit în planeta care da. Era... Da, excelent. Excelent, Unuț. Foarte bine și în acest moment toate chakrele tale s-au desfundat, iar capacitatea ta intelectuală și în plan fizic a crescut de 10 ori. Continuă, te rog frumos să-mi spui ce face Superman și ce faci tu? Eu, după aia au venit. Da. După aia au venit alienicena. Da, super. Rucie invadiește Tierra. Excelent. Și eu. Super! Deja ai început să vorbești mult mai bine, mult mai cursiv. Toată puterea asta este în tine. Trebuie doar să-i dai drum. Continuă, te rog frumos. Ajută-te, Superman. Eu sunt Superman, distrugem tot, da. Pe tot și după aia, alcalde. Excelent, Ionuț. Foarte bine. Foarte bine ți-ai reîncăpătat încrederea în tine. Continuă așa. Încrederea în tine este din ce în ce mai... mare. Memoria ta se îmbunătățește zilnic. Capacitatea de memorare și reținerea informației crește exponențial. Continuă, te rog, și îmi spune ce se întâmplă. După aia, alcalde mi-a dat da. Mi-a dat ea de super. Continuă. Perfect. Excelent. Continuă. Ce face Superman? Ce faci tu? Superman trebuie să se rugă într-un loc care da. Nu-l... Super. Continuă, te rog. Și în același timp o să accesezi foarte rapid și foarte ușor tot ceea ce înveți. Ideile sunt foarte clare și ordonate în mintea ta. Rezultatele tale de la muncă sunt din ce în ce mai bune și de la școală de asemenea. Continuă, te rog frumos. Și spune-mi ce faci tu acolo cu Superman. Cum vă bateți? Cum salvați voi omenirea și toată planeta? L-au chemat peste pații care atinge pe salvații. Excelent, foarte bine. Foarte bine, ai încredere în tine foarte mare. Eu am încredere în tine că poți. De ce? Pentru că doar tu poți. Doar tu poți să ajuți toată umanitatea. Ne bazăm pe tine. Continuă, te rog. Eu venit și după aia e Superman da. Îi distruge dar el a fost la mult și la terapia de. Excelent. Ok, super. Și după aia îl liberez. Da. La industrie, pentru că vin eu după noi. Excelent. Energia și vitalitatea ta crește, zice, trece. Ești cel mai bun în absolut totul. Continuă, te rog. Mi-am dus puțin și am zburat da. Și ei vineau în nave. Ok, perfect. Continuă, te rog. Spune ce se întâmplă și ești din ce în ce mai atent la cei din jurul tău și te bucur de vorbele frumoase care le spui și le auzi și complimentezi. Continuă, te rog. Și ei vin la planeta noastră. Da. Și vreau. Excelent, super. Continuă. Și noi destruge. Da. Acest. Este planeta real. Perfect.
Da. Foarte bine, Ionuț. Excelent. Deja ai început să vorbești mai bine. Comportamentul este mult mai calm. Nu vei mai minți, te vei fi foarte fericit. Nu te mai va înfuria absolut nimic. Ești foarte liniștit și calm. Continuă și spune cum salvați voi lumea. Și după aia am salvat Mirna. Da. Și pe Tirentu ne dă de ea de la Bun, perfect, Ionuț. Ok, acum eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 tu vei fi exact aici, în acest moment, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu. 1, 2, 3. Ce faci? Cum te-ai luptat tu cu Superman? A fost frumos? Ți-a plăcut cum ne-a jucat? Da. Super! Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai avut încredere în mine și că m-ai lăsat să te călăuzesc spre acest tărâm. Dacă tu vrei, putem să mai încercăm și data viitoare, să mai mergem în alte aventuri și totul e ok. Te simți bine? Ești ok? Perfect! Și gândește-te că am încredere în tine, că ești foarte special. Te-am pupat. Lasă-mă cu mama sau cu mămica sau... Te rog. Ce va alegeați? O poveste sau să fiu de ajutor? Asta, deci ceea ce am făcut acum cu Ionuț, este terapia hipnoza pentru copii. La ei este mult mai ușor, mult mai ușor de accesat partea Subliminal. subliminală a minții. Terapiile pentru copii se fac între 5 și maxim 15 minute și orică se fac cu ochii închiși, ori cu ochii deschiși, este neimportant. Ține legătura și să-mi ziceți ce transformării apar. Da, chiar îți mulțumesc mult și dacă se pot repeta ușoare ședințe, scurte, cum zici tu, sigur că da, La copii pentru că tocmai este... vorbești, maxim 15 minute de ei cu copiii. Da, inițial am vrut să facem pe mamă și pe cei doi copii. La urmă, au început, adică ultimile zile au fost ceva probleme, la fel, iarăși cura de bani, iarăși...